Dragi telespectatori, sărbătorile ne aduc întotdeauna împreună și astăzi la Folclorul sub lupă o altă artistă minunată, un om deosebit și o distinsă prezență frumoasă a muzicii populare, Marcela Fota, este alături de noi. Bine ai venit, Marci! Bine te-am găsit, draga mea, îți mulțumesc tare mult pentru invitație și cu tot dragul am venit să stăm de vorbă, să povestim și îți mulțumesc că m-ai numit frumoasa muzicii populare, deși știi și tu și știm cu toții câte femei frumoase avem și nu numai în muzica populară și în toată România. Așa este și avem cu ce să ne mândrim, dar așa pentru este. Că este luna aceasta minunată, luna iubirii, luna nostalgiei și am spus-o des pe parcursul emisiunii, mă bucur nespus că ești una dintre invitatele care a avut parte de o copilărie de neuitat, o copilărie frumoasă, o copilărie autentică și chiar tu, adultul de astăzi și copilul care a fost Marcela Fota, vreau să ne povestești și să ne spui dacă ți-ai păstrat în continuare sufletul de copil și o parte din tine este în casa părintească, acolo unde ai crescut. Partea de copil, să știi că de foarte multe cunoștințe sunt încă mă învinovățesc pentru faptul că mi-am păstrat această parte din copilăria mea. Sufletul meu este încă suflet de copil și eu mă bucur pentru acest lucru. Probabil cu toții ați observat cei de aici din trust că sunt destul de copilăroasă. Încă copilăresc cu copilul meu, cu băiatul meu. Dar din păcate nu mai am variantă să-l duc la părinții mei la țară să retrăim toate momentele pe care le-am trăit eu în copilărie. Noi mergem destul de des la părinții noștri pentru că suntem fericiți, îi avem în viață pe ambii, dar nu mai putem face, nu mai putem avea aceleași activități pe care le aveam în copilărie. Adică când noi ne strângeam, nu știu, 10-15 copii și plecam cu sania de dimineață și când ajungeam acasă seara, mai luam și bătaie de la mama că stăteam toată ziua înghețați. Dar am avut o copilărie într-adevăr excepțională, foarte frumoasă, noi fiind și mulți frați, a fost sărbătorile... Era un prilej de mare bucurie și nu numai, pentru că eu, așa cum am mai spus-o, mama noastră, când venea weekendul, atunci tăia cea mai frumoasă găină din curte, ne pregătea numai bucate alese. Am avut o copilărie frumoasă, să știi, pe care nu o regret, a fost total altceva față de copilăria pe care o au tinerii din ziua de azi, copiii din ziua de azi. Eu zic că a noastră a fost mai frumoasă. Chiar ca o paranteză, mă întreba fiul meu zilele trecute, eu ce PS am avut în copilărie. Ce PS? Și tu l-ai întrebat, da. Ce vrea să fie? Întrebare. Dar ce marci, dar tu ce PS aveai în copilărie? Păi mami, în copilăria mea aveam cu totul alte preocupări, în niciun caz, nici telefon. Când i-am spus că nu aveam nici telefon, nu se poate. PS-ul era derdelușul pe atunci. Da, da, exact. Despre care spuneai puțin mai devreme. Pentru că tot ai amintit de bucate alese, Marci, și pentru că mama ta era o gospodină desăvârșită, ce rețetă ți amintești că o pregătea dumnea ei în prag de sărbătorile de iarnă? Mai să știi că era exact ca și acum. Mâncarea tradițională, sarmalele, ciorba, în schimb, ce știu și am rămas așa nostalgică, după ciorba mamei mele, care era o ciorbă acră albă, efectiv, nu punea roșii, nu o roșa cu absolut nimic, și punea orez în ea. Ciorba ei de os, cu zeamă de varză și cu orez în ea. Am rămas nostalgică după această... Mai bine spuneam întrebarea mai la final. După acest fel de mâncare. În rest, tot ce se face și acum. Bine, mai era mai greu cu salata beof, cu astea, mai puțin. Da. Au fost și sărbători pe care nu le-ai petrecut în sânul familiei sau de obicei programați să vă întâlniți cu toții acasă la tine sau la voi? Copil fiind, numai acasă am făcut, numai împreună am făcut sărbătorile și erau momente unice. Când eu eram supărată fiind printre cea mai mică, penultimul copil, sunt cel de-al patrulea copil în familia noastră, și nu mă luau cu ei la colindat și sufeream că eram prea mică, am fost și mai bolnăvicioasă, proteja maică-mea mai mult decât pe ceilalți și eram supărată că nu mă luau cu ei la colindat, însă îi așteptam pe ei cu tot dragul, pe frații cei mari. Și îmi amintesc că atunci când fratele meu își făcea echipă și plecau cu steaua, majoritatea veneau să repete la noi acasă și era o bucurie când ei veneau cu, nu știu, 2 săptămâni înainte de Crăciun să repete, să-și învețe rolurile și maică-mea ne făcea fel și fel de lucruri. Bine,
floricele, clătite, că astea erau dulciurile copilăriei mele și vrei să ți recunosc, Lavinia, că tot acestea sunt și în momentul de față. Adică eu oricând aș da o clătită pe o prăjitură, clar. Da, o clătită cu gem de casă. Da, da. Da. Cu astea sau un orez cu lapte sau un gris cu lapte. Astea sunt încă sunt deserturile mele preferate. Te-ai întâlnit vreodată cu Moș Crăciun în copilăria ta, Marci, sau ți amintești că, nu știu, a venit la voi acasă sau l-ai surprins tu, te-a pus să reciți o poezie? Adevăr sau provocare? Ce alegi? Nu venea Moș Crăciun la noi, pentru că așa era. Maică-mea, cred că părinții mei erau destul de ocupați cu, sau preocupați cu alte lucruri ca să se mai gândească și la acest aspect. Însă eu am încercat să umplu aceste goluri pe care le-am avut eu în copilărie vis-a-vis de Moș Crăciun. Sincer, nici nu i-am simțit lipsa. Adică părinții noștri, clar, ce primeam noi pe vremea mea, că eu sunt mai mare decât tine, pe vremea mea de Crăciun primeam dulciuri. Mi-amintesc când am primit prima dată portocale la vârsta de 10 ani, aveam impresia că wow, nu știam ce, știi, eram cei mai favorizați din întregul sat când am primit portocale. Dar nu mi-am amintit să fi venit Moș Crăciun, însă eu am avut grijă ca lui David să-i ofer aceste lucruri, băiatului meu, care bineînțeles că la un moment dat mi-a spus: Marci, moșul semăna exact cu Andrei, soțul unei prietene. Marci, moșul semăna exact cu Andrei, nu știu cât este de moș, iar acum suntem la lupta la care el știe. Adevărul, a rămas doar spiritul, practic. Știe adevărul, dar totuși în fața mea vrea să-mi dea impresia că el, Moș Crăciun există și el îl așteaptă, înțelegi? Știi? Adică în fiecare, chiar și anul acesta, Marci, eu știu moșul. Apropo de fiul tău, până la ce vârstă ai crezut în Moș Crăciun, Marci? Păi eu am crezut până la fel, cred că undeva la 12-13 ani și îl așteptam în fiecare an, noi îl așteptam. Înțeleg? Poate apare cu Sania, apărea, poate îl vedem pe cer. Da. Și maica mea, bineînțeles, după momentul în care găseam dulciurile și ce găseam noi, ce pregăteau dumnealor, îmi spunea, păi nu, că voi v-ați culcat. Și nu l-ați mai apucat. Nu l-ați mai prins. Și la un moment dat, fratele meu, fiind mai mare, el tot spunea: mama, dar eu am stat treaz, eu special, nu m-am culcat să-l văd. Aia țipit, te-am urmărit, aia țipit. Și în momentul ăla a intrat Moș Crăciun. Dar că tot spuneai de colindat, Marci, și că poate te-a supărat lucrul acesta că rămâneai acasă și frații mergeau la colindat. Care erau, să zic așa, care era răsplata pentru colindatul lor? Că acum se poartă să se ofere și bănuți când copiii merg la colindat. Respectiv, tot bănuți. Pentru deci bani plecau de acasă. Dar eu fiind cea mai mică și fiind și mai... Și împărțeați și frățește suma? Da, îmi dădeau. Uite, și mie că tot totuși... timpul, da. Eu fiind printre cei mici, că mai avem un frate mai mic, dar cel mic, știi cum era, era mai ușor de păcălit, ca să nu zic. Lui îi dădeau două, trei bomboane și wow, era cel mai fericit. Dar mie trebuia să-mi dea bani, știi? Și maică-mea tot timpul, dacă eu am mai avut ceva probleme de sănătate și ea mă tot proteja, maică-mea tot timpul spunea: ei trebuie să-i faceți parte, ei trebuie să-i faceți parte. Ai fost mezina și cea mai răsfățată. Da, favorizată. Ce cadou ți-ai fi dorit și nu l-ai primit încă? De Crăciun, bineînțeles. Acum, mare fiind? Da. Stai să mă gândesc, se uită bărbatul meu. Îți dăm timp și de gândire, Marci, meditează. Nu, ca știu să... exact, dar nu știu cum să formulez. Știu că el se uită, știu că nu am voie să spun, dar tu știi ce am eu, dar vreau puțin mai mare, următorul model și albă, te rog. Deci e vorba de mașină. Mai Marci, da. A fost chiar sincer, păi tu ai un moș mai gras, să spun așa, e un moș și la propriu și la figurat. Am un moș mai gras din toate punctele de vedere. Dar cel mai frumos cadou pe care tu l-ai oferit vreodată, ți-l amintești și cu care ai surprins, nu știu, fie părinții, fiul, soțul? Nu numai de Crăciun, îmi place de regulă să fac cadouri, îmi place să surprind oamenii apropiați și cred că cea mai mare bucurie în sufletul meu o am atunci când pot bucura alți oameni. De exemplu, acum am fost plecați câteva zile foarte aproape de noi, într-o zonă foarte frumoasă, în Oltenia, unde am trecut pe la o cunoștință și am luat multe teste de Crăciun, făcute, amenajate, aranjate special. Și
când m-am dus la moșica mea, moșica băiatului meu, la Paula, nici nu i-am spus că o vizitez și m-am dus cu un ornament de ăsta de sărbători. A fost foarte impresionată și cu un bilețel frumos. Îmi place, de obicei îmi place să fac cadouri. Și sunt deosebite, mai ales că sunt lucrate manual, da. Și uite că bucur sufletele. Deci ești printre oamenii care iubește să dăruiască, chiar dacă și primești. Și să primească. Și să primească. Normal. Adică da, nu pot să spun, dom'le, eu dau sufletul din mine dacă nu, da, trebuie să mă fac să-ți dau sufletul, știi? Da, îmi place să primesc, îmi place să ofer, cred că este o normalitate. Da, dacă ar fi să faci o scrisoare pentru Moș Crăciun, în afară de cadoul acesta gigantic pe care l-ai solicitat, ce ar fi să-i mai cer? Ce-i mai pune pe lista? Să știi că sunt într-un moment al vieții în care sunt extrem de împlinită și cred că i-aș pune doar gânduri de mulțumire. Ce frumos! Da. Deci întotdeauna... În afară de sănătate pe care ne dorim cu toții, dar numai gânduri de mulțumire i-aș pune. Cum va fi anul acesta, Marci, pentru tine, să spun așa, comparativ cu sărbătorile trecute pe care le-ai avut? Pentru că în perioada asta tu mergeai la evenimente, așa în perioada este. Aceasta aveai foarte multe solicitări unde trebuia să onorezi invitația. Nu vreau să, nu știu, alte persoane să mă considere ipocrită, dar cred că va fi cel mai frumos an. Așa cum David a spus că anul 2020 a fost cel mai frumos an pentru el, pentru că mi-am petrecut cel mai mult timp lângă el acasă, cred că va fi foarte frumos. Noi ne bucurăm de fiecare lucrușor. Am în plan sâmbătă să fac bradul cu David. Îl facem împreună și de regulă mergem, eu stau foarte aproape de Mariana, locuim foarte aproape una de cealaltă și vom organiza o seară la mine, o seară la ea, vor ce veni frumos, și părinții. Ce frumos, păstrați spiritul acesta și tradițiile și până la urmă să fii alături de familia ta, pentru că ai o relație frumoasă cu frații tăi. Că... Așa este, noi ne-am unit, soțul meu are băiatul, fratele lui stă vecinul nostru, suntem, ne desparte un gard. Sora mea stă la câteva case, suntem cu toții foarte, foarte aproape, deci sunt convinsă că și aceste sărbători vor fi foarte frumoase. Bănuiesc că armonia aceasta și legătura pe care ați păstrat-o încă din copilărie se datorează și faptului că așa ați fost educați, Marci. Așa am fost educat, pentru că deși munceam foarte mult, fiind copii, fiind la țară, cu muncile la câmp, cu animale, cu grija gospodăriei, dar maica mea, nu numai la zi de sărbătoare, și în fiecare weekend mesele trebuiau să fie foarte bogate și cu toată lumea așezată și ținea foarte mult la acest lucru. Și chiar în weekend, atât cât îi permitea timpul, tot timpul ne făcea, așa cum am spus mai devreme, un cozonac, un chec, gogoș, clătite, tot timpul ne răsfăța. Și da, cred că dumneavoastră ne-a insuflat acest lucru, pentru că de câte ori avem ocazia... Mergem și la țară și la fel ne organizăm și mâncăm împreună și cu frații noștri ceilalți. Mai avem un răzvrătit pe aici prin București care nu prea vine, da? Răzvrătit? Da. Îl așteptați de sărbători? Da, mai trecem. Și acum i-a dat maică-mea, dui un bidon de vin, dui un bidon de țuică. Vezi, uite, se poartă întotdeauna să vină sora, chiar dacă e mai mică, cu ceea păi ce nu, trebuie. Păi nu, că e cel mai mic, tocmai spuneam, eu sunt cel de-al patrulea copil, deci el e cel mai mic. Am înțeles. E cel mai mic. Și maică mai ne pune, dui curca, dui vinul, dui țuica. Păi ducem, îți dai seama. Mașina de curierat. Da, exact, noi suntem. Ce ți amintești, Marci, sau atunci când vorbești de bunici, ce amintiri ai cu dumnealor? Eu n-am trăit foarte mult la bunici, tot datorită faptului că am avut un azm, ca să spun că am tot zis cu boala asta a copilăriei, să nu se înțeleagă cine știe ce am avut. Am avut un azm și toți frații mei au trecut prin casa bunicilor și au trăit câte 2 ani, 3 ani, inclusiv Mariana a crescut câțiva anișori la bunicii noștri. Datorită faptului că eu am avut acest azm și mama trebuia să mă protejeze pe cât a putut, nu m-a scăpat din ochi. Deci eu am fost cea care nu a mers foarte mult la bunici. Însă aveam pe mama tatălui nostru foarte aproape de casa noastră, care la fel, ți-am spus, noi în copilăria mea cadoul era dulciuri, ce ne puteau pregăti dumnealor. Și ce știu că se mai întâmpla, că de Paști, de Crăciun și când începea școala aveam haine noi. Deci și de Crăciun aveam haine noi.
Îmi amintesc și eu de la străbunica mea că obișnuiau în, de sărbătorile de iarnă sau de ce nu de cele pascale, croșeta sau făceau șosetele acelea foarte da, groase. Da, maică mea ne făcea mereu, da. Deci bunicii nu, tot mama. Tot mama ne făcea, da, ne făcea și ne punea și pe noi la treabă, încerca să ne învețe și chiar am învățat, știu și eu să croșetez și ne făcea pulovărașe din lână, ne făcea șosețele, ne Ilicul făcea niște cipici care vreau să spun că de dragul dumneai îți imaginez că și acum o punem. Mama, să-i faci lui David cipici la iarnă și dânsa abia așteaptă, știi, să-i dăm câte o sarcină pe care să o ducă la bun sfârșit. Și la fel și sora, am trecut zilele trecute, am fost la țară, chiar a fost ziua mamei noastre și am fost la țară și tot îmi pletea, croșeta, ce faci mama? Îi fac lui Gheorghiță cipici, Gheorghiță fiind cumnatul nostru. Nu mai avem o soră, soțul ei. Îi fac lui Gheorghiță cipici, zic, foarte bine, vezi că și noi suntem la rând. Știi? Încă obișnuiește să facă asta, da. Când erați copii, ce decorațiune aveați pentru bradul pe care îl împodobeați? Foarte multă beteală. Bomboanele acelea legate bomboanele, cu... Bomboanele, va, și era... și nu știu dacă voi, tu ai avut sau mă rog, dar noi pomul se făcea în camera cea bună. Unde o daia de la drum. O daia de la drum, care nu știu, maică mea, și în momentul de față oare, te rog să mă crezi. Adică dacă cu mergem, program de vizită. Dacă mergem noi pe la țară, veniți că dormiți în o daia bună. Știi? Și acolo pregăteam pomul de Crăciun. Foarte multe bomboane, pentru că fiind cinci, îți imaginez că era bătaie pe bomboane. Și nu rămânea doar decorul, doar ambalajul și voi le mâncați? Da, o închideam la loc. Și când veneau ceilalți, și noi eram și reții, noi eram cei mici, eu și fratele meu de aici din București, Vasile. Și când veneau cei mari să ia bomboane, știi, culmea, nu mai era nimic, era doar ambalajul. Dar asta, beteală prea puțin și, bineînțeles, beculețele pe care ni le mai puneam și prin geam. Tot la drum. Nu am apucat asta că tot spuneai cu părinții, dar m-am bucurat la străbunica mea de aceleași ritualuri menționate de tine. Nici nu vreau să-mi dau seama, deci câți ani ai tu de tu vorbești de străbunica ta? 29! Wow, mulți înainte. Mulțumesc. Ești aproape de vârsta mea. Dar pentru că tot am vorbit de brad și decorațiuni, ai mai păstrat ceva pe care și în anii aceștia în care tu împreună cu fiul tău, David, împodobiți bradul și îl pui în brad? Mă spre rușinea mea, nu, tot ce țin și pun în brad sunt lucrurile pe care le-a făcut el când era la grădiniță. Le am din primul an de grădiniță. Dar uite, spre rușinea mea nu am pus aceste bomboane care îți voi face poză, anul acesta le voi pune. Garantat. Deci a fost o provocare odată cu folclorul sub lupă și marci și a propus să devoreze toate. Da, exact. Și să pun bomboane în pomul de Crăciun. Nu știu de ce n-am păstrat această tradiție pe care o aveam când eram copii, dar acum știi, ai văzut, pui nu știu ce floare. Și pentru că noi am mai apelat și la varianta modernă de a avea brad artificial. Eu mi-amintesc că mama bradul natural, după ce ne punea bomboanele, tot așa îl ducea și la pubela de gunoi. Adică cu ambalajele rămase. Acum dacă avem brazi de plastic, trebuie să-i strângem. Chiar auzeam azi o glumă, zice, domne, m-a convins soția să luăm brad de plastic, că în 5 ani scoatem investiția. Dar nu am scos-o, pentru că ea în fiecare an vrea alte culori la globuri și alte flori, că este altă culoare în trend. Și sunt convinsă că peste 5 ani, când voi reuși eu să-mi amortizez investiția, va vrea alt brad, că ăsta e deja uzat. Dar bradul din copilărie vi-l aducea cineva marci sau mergeați voi să-l mergeam tăiați noi din pădure? Și de regulă mergea fratele meu, că era mare, Viorel, și își lua prietenii, știi, și mergeau pentru fiecare. Și era o întreagă nebunie și asta era o mare plăcere când îi așteptam care bradul e cel mai frumos, care e ei, mergeau în pădure și îl achiziționau. Crăciunul vine cu emoție și totodată obișnuiam încă din copilărie să-i facem scrisoarea vestită a lui pentru Moș Crăciun. Așa este. Ei bine, în loc de încheierea acestei emisiuni superbe, o onoare și o bucurie că te-am avut alături, uite, și eu am o scrisoare pregătită pe care te invit, Marcela Fota, să o citești acum cu mesajul frumos pentru telespectatori și cu mulțumirea că ai fost astăzi aici. Dragă Moș Crăciun, acum noi ne cumpărăm cadourile, noi ne controlăm destinul, ne asumăm responsabilitatea pentru faptele noastre și trăim în lumea pe care am creat-o. Deci, nu este treaba noastră să ne întoarcem și să îți cerem ajutorul în problemele noastre legate de mediul, de sistemul de sănătate, educație, bănci de alimente, religie și războaie. Deși Dumnezeu știe că avem nevoie de tot sprijinul posibil, tu ești pentru copii. Pentru copiii
care au nevoie de puțină magie într-o lume în care generațiile dintre inocență și responsabilitate, dintre imaginația iudică și obstacolele vieții reci de adult se micșorează în continuu. Iată ce ți-aș cere. Mai mult timp pentru copii, pentru copilăria noastră. Prelungește-le momentul de magie și joacă. Distrage-le atenția de la realitatea acestei lumi nebune ca să poată să râdă în loc să suspine. Mai ales celor care au grijă de membrii ai familiei care au suferit boli, foamete ori sărăcie. Te rog, luminează-le viețile cu un moment de bucurie și speranță. Mulțumesc, Marcela, frumos. Mulțumesc și eu tare mult. M-a emoționat Maxim. Eu încerc pe cât pot pe David să-l țin încă în lumea asta a copilăriei, deși mai este foarte puțin și face 12 ani, adică deja... Să fie sănătos și să mulțumesc, vă trăiesc. Mulțumesc. Deja avem momente când îmi reproșează, vezi că nu mai sunt copil. Eu tot încerc și să știi că el încă nu a cunoscut nicio supărare a vieții. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest fapt, pentru că am avut grijă de orice lucru să îl protejez. Să aveți un Crăciun fericit, Marci. Asemenea, și ție. Să împodobești bradul așa cum ți-ai propus și să ne revedem cu bine. Așa să fie pentru toată lumea. Mulțumesc de invitație. Cu drag.